Salutare prieteni, în acest clip vă voi arăta cum înlocuim carcasa cheii originale de la Peugeot cu o carcasă mult mai frumoasă, mult mai modernă și din punctul meu de vedere mult mai rezistentă. Acest tip de carcasă este folosit pe mașinile Peugeot și anume Peugeot 207, Peugeot 307, Peugeot 308, Peugeot 407, din câte am înțeles chiar și pe Peugeot 607. De asemenea, mai poate fi întâlnită și pe modelele mai vechi de Citroen, Citroen C4, Citroen C3, Citroen C5 chiar. Această carcasă este achiziționată de pe AliExpress. Linkul îl veți găsi în descrierea clipului. Trebuie să știți că există două tipuri de astfel de carcase, diferența între ele fiind suportul bateriei. Practic, pe un tip, suportul de baterie se găsește direct în carcasă, direct pe capacul carcasei, iar pe celălalt model, suportul de la baterie este direct pe circuitul electronic al cheii. Cele două modele pot fi identificate prin acest cod ce se vede aici. Practic, acesta este modelul CE0536 și acest tip are suportul de baterie pe carcasă, iar celălalt model este CE0523, acel model având suportul bateriei pe placa electronică. De asemenea, există două tipuri de lame, și anume modelul HU83, care are această crestătură ce se vede aici, iar celălalt model este VA2, iar acel model nu are această crestătură. Cum spuneam, veți găsi linkuri pentru fiecare tip de cheie în descrierea clipului. Pentru a demonta carcasa de cheie, este necesară o trusă de șurubelnițe fine. Iată, cum spuneam, la acest model bateria este în carcasa de cheie. La celălalt model vine direct incorporată în placa electronică a cheii. Dacă bateria este veche, eu vă recomand să o înlocuiți. Bateria este de tip CR1620. Această baterie este nouă și eu nu o voi înlocui. Scoatem cu atenție placa electronică. Chipul cheii este direct incorporat pe placa electronică, așa că nu trebuie să-l căutăm în carcasă. Și acum voi scoate carcasa nouă. Iată carcasa nouă de cheie și componentele din aceasta. Atenție că aici este un arc ce trebuie tensionat. Voi lua placa de bază. Și o voi pune aici. Atenție pentru că trebuie așezată cât mai bine. În ceea ce privește lama, aceasta nu este decupată. Practic avem posibilitatea să decupăm lama
la vânzătorul de pe AliExpress. Există posibilitatea să comandăm acest lucru. Trebuie să faceți o fotografie cu telefonul asupra lamei vechi. Sau puteți merge, după ce montați partea electronică, la un atelier de copiat chei și acolo vi se va face profilul pe lama nouă după lama veche. Acum pun la loc arcul în carcasă, atenție! Acest vârf va intra pe canalul respectiv. Trebuie să montăm lama astfel încât să tensionăm arcul pentru a avea putere să deschidă cheia atunci când este apăsată. Cele trei șuruburi, voi pune bateria la loc. Iată, bateria s-a fixat în locul ei. Acum voi lipi și acest ornament. După ce am mutat partea electronică în carcasă nouă, urmează să merg la atelierul de copiat chei pentru a copia profilul de pe lama veche pe lama nouă. Ce am fost la atelierul de chei și am copiat profilul de pe cheia veche pe cheia nouă. Acum urmează să vedem dacă aceasta funcționează corect. Iată și profilul. Cheia funcționează excelent, drept dovadă mașina a pornit fără nicio problemă. După cum spuneam, această cheie a fost achiziționată de pe AliExpress, găsiți linkurile în descrierea clipului. Vă invit în comentarii să-mi spuneți ce părere aveți despre acest model de cheie și de asemenea nu uitați să dați like clipului, subscribe canalului și până data viitoare, să auzim numai de bine! Pe curând!